M-a cucerit că era o elevă străduitoare. Era elev la, acum se numește școala Ciprian Porumbescu, Eugeniu Coca se numea. Și era clasa 11-a, dar o fetiță așa, mai dezvoltată, mai și cânta cu străduință și cu minte și... Mă uitam eu, de fapt, mai erau niște fete care mai mergeam la filme, la... Dar ea așa, ca un fel, eu eram ca un fel de badea pentru dânsa. Eu ajutam să ducă până la troleibus, să margă până la, ca să ajungă la școală, două opriri de unde stăteam eu, de la ansamblu Veselia. Și până la urmă, când am descoperit, eu eram student la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă, când am descoperit că face probleme la armonie într-un timp record, care eu, pe atunci, ca să fac o problemă la armonie, îmi trebuie cel puțin o oră jumătate să mă chină cu acorduri, cu... Dar el le făcea în 10-15 minute. Și eram și șef de grupă și trebuie să nu învăț rău, să nu am note, trebuie să mă ocup și la acordeon și alte multe, multe obiecte care mi-era rușine și m-a ajutat câteodată. Și am văzut că și deșteaptă și am văzut că e înțeleaptă. Și când am văzut că e și cu minte, am luat-o la mine acasă, încă cu mai mulți, încă cu cineva, din prieteni, nu studenți. Și e, cred că tot are șmecherie, așa că noi ne-am dus toți vara să vedem părinții la eram patru prieteni, două fete și noi doi băieți, așa, și zic, hai, facem o călătorie vara asta, mergem pe o zi două la mine, pe o zi două la Valentina, pe o zi, și așa, zic, să le ajutăm părinților la lucru, să, așa, ce mai putem prin grădină. Și dintre toți, i-a sărutat mâna mamei. Și mama zice, și tu cu ce fată ai venit? Da, eu știu, cu o fată, ea ca cu cei cu ochelari. Dar pe amândouă poartă ochelari. Mamă, cu cei care ți-au sărutat mâna. Și mama se duce și e un prosop. Și ne pune prosopul așa la amândoi și zice, dragă mami, ți ajungi. Asta e pentru viața ta și asta e... Și eu, fire ascultătoare, m-am potrivit la mama și am nimerit corect. V-ați gândit vreodată la separare? Ea sau no, dumneavoastră? Da, nu ați avut, dar pe rușine. E rușine de cum să... Separare, nu știu, doar nici prin cap nu ne trece așa ceva. În cazul când unii poate au alte necazuri, unii care se căsătoresc după interese, poate, după bogății, eu știu. Cei care se căsătoresc de tineri cu aceleași greutăți, ei scălesc pe parcursul vieții, fac amândoi tot una în comun lucrurile necesare și importante pentru familie și atunci n-ai cum să te gândești la separare, la... Nu știu, e și un păcat lucrul ăsta. Ori nu te însori deloc, ori dacă faci un pas ca și în alte lucruri.